Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română în această seară, cuvântul Domnului este unul cunoscut, Geneza 42 cu 21. Geneza 42 cu 21. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Amin. Cum vă spuneam dimineață, mesajul din seara aceasta se intitulează Pocăința pocăiților. Și noi pocăiții trebuie să ne pocăim de multe lucruri. Amin? Aș vrea să văd că sunteți convinși. Frații lui Iosif sunt la prima vizită în Egipt cu scopul să cumpere hrană pentru casa lor, pentru că au o casă mare, au turme multe, iar foametea despre care Iosif a interpretat în fața lui Faraon în Egipt a început, seceta este cumplită, toate rezervele, resursele adunate s-au terminat pentru multe familii, ca și pentru familia lui Iacob, și acum, după sfatul lui Iosif, Egiptul este puterea economică, puterea agricolă și puterea care susține această zonă a nordului Africii și Orientul Mijlociu. Și frații lui Iosif, venind să cumpere, s-au întâlnit cu Iosif, dar nu l-au cunoscut pe Iosif, pentru că Iosif este îmbrăcat în ținută regală, este vicerege, vicefaraon sau prim-ministru, este guvernatorul general al Egiptului, omul care dispune de pâinea nordului Africii și a Orientului Mijlociu în situația aceasta. Însă Iosif nu și-a pierdut memoria. Iosif i-a recunoscut pe frații lui și a vrut să afle de la ei ce se mai întâmplă în familia pe care n-a văzut-o de 20 de ani. Și în felul acesta Iosif îi acuză de spionaj. Este o strategie pe care el o încearcă cu ei ca să vadă dacă este schimbare în viața fraților lui în urma faptului că l-au vândut pe Iosif la un grup de ismaeliți și în felul acesta Iosif este vândut în Egipt, sclav în casa lui Potifar și de acolo este acuzat pe nedrept și închis. Acum este, cum am spus, vicerege. Și când Iosif spune, eu o să vă dau merinde, dar mă tem că ce-mi povestiți voi despre familia voastră nu este poate chiar drept. Am să închid pe unul dintre voi și l-a închis pe Simeon. A zis, vă duceți acasă, hrăniți-vă familiile și când nevoia va veni din nou peste voi, veniți din nou să luați merinde din Egipt, pentru că noi o să avem merinde, o să avem hrană, avem rezerve, dar nu veniți fără fratele vostru, cel mai mic, Beniamin. Vreau să-l văd și eu, să am dovada că vorbiți adevărul. Și în fața acestei circumstanțe, când Iosif îl închide pe Simeon și frații lui Iosif se simt strâmtorați, ei rostesc aceste cuvinte. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga
și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. În cuvintele lor, frații și surori, doamnelor și domnilor, este zugrăvită, sunt zugrăvite două lucruri principale. Primul este judecata de apoi. Pentru că în fața lui Dumnezeu ne vom aduce aminte de toate detaliile vieții, de toate păcatele, de toate fără de legile cu care nu, pe care nu le-am rezolvat aici pe pământ. Este primul lucru și imediat vom vedea. Și al doilea lucru pe care îl vedem la frații lui Iosif este pocăința lor. De aceea mi-am intitulat mesajul Pocăința pocăiților. Sunt cel puțin trei sau patru lucruri în pocăința unora ca noi, care spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și primul lucru care trebuie văzut în pocăința noastră, a pocăiților, trebuie să fie o conștiință activată de Duhul Sfânt. I-au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru. Dacă nu lucrează conștiința la tine sau la mine, nu putem vorbi de pocăință. Nu putem vorbi de împăcare cu Dumnezeu. Conștiința trebuie să lucreze perfect. Și vreau să vă spun că în fața lui Dumnezeu, conștiința noastră va fi activată de așa manieră încât să lucreze perfect. Și îi vom da dreptate lui Dumnezeu în toate deciziile, în toate lucrurile. Este ca și în pildă pe care o spune Iisus Hristos cu cel care a intrat în odaia de nuntă de ospăț fără haină, care se cerea atunci. Și spune, când l-a întrebat, tu cum ai intrat aici? Ce a răspuns omul? A amuțit. Ce să răspunzi? Pentru că conștiința lui a lucrat perfect și n-a avut argument în fața lui Dumnezeu. Pocăința presupune activarea conștiinței. Dacă n-ai conștiință, să nu vorbești de pocăință. Al doilea lucru este activarea memoriei noastre de către Duhul Sfânt. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Căci am văzut neliniștea sufletului când ne ruga. Memoria este activată de manieră în cazul fraților lui Iosif. Observați numai ce detalii uimitoare. Își aduc aminte de momentul când au făcut rău. Spune, când ne ruga. Își aduc aminte de moment. Își aduc aminte de înfățișarea feței, de starea psihică, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga. Să știți că așa trebuie să lucreze memoria, trebuie să ne pocăim, acelea trebuie să le mărturisim. Conștiința, memoria. Și memoria lucrează cu detalii fantastice. Vede momentul, vede starea psihică. Al treilea lucru care trebuie văzut în pocăința pocăiților, pe lângă activarea conștiinței, adică voința noastră este implicată acolo. Până la urmă, eu am decis să păcătuiesc. Tu ai decis să păcătuiești în dreptul tău. Este problemă de voință. Voința n-a fost activată de Duhul Domnului în dreptul nostru, în prea multe rânduri și în prea multe locuri și datorită acestui fapt am comis păcatul, am săvârșit păcatul. Așa trebuie să ne uităm la pocăința noastră și în seara aceasta. Să rugăm pe Domnul să nu ne împușcăm conștiința, ci să o lăsăm să lucreze, pentru că avem de pocăit mult în viața noastră. Să lăsăm memoria să lucreze. Să vezi detaliul acela în care ai săvârșit păcatul. Și cred că nu ți-a dispărut. Cred că nu ți-a dispărut. Pentru că ei au rămas cu 20 de ani în urmă. Și fața eu văd și acum. Îi văd neliniștea, tulburarea. Și văd momentul.
Și apoi s-au văzut pe ei. Al treilea lucru, voința. Nu au lucrat după conștiința care le vorbea să lucreze ca oameni, ca frați. N-au lucrat după cerința lui Dumnezeu pe care o cunoșteau în revelația de care dispuneau până în momentul acela. Și apoi este al patrulea element în pocăința pocăiților, pe lângă conștiință, pe lângă memorie, pe lângă voință, este dreptatea lui Dumnezeu. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Nu poți să nu-i dai dreptatea lui Dumnezeu. Nu poți să nu-i dai dreptatea lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, pocăința pocăiților, frații lui Iosif erau pocăiți, că cunoșteau pe Domnul, se vede în ceea ce cuvântul Domnului ne vorbește câteva mii de ani mai târziu prin Ștefan, primul martir creștin. Uitați-vă împreună cu mine în Fapte 7, versetul 9, și cu aceasta închei, timpul meu se scurge, mai am 3 minute. Fapte 7 cu 9. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Este din nou impresionant de adânc cuvântul pe care îl rostește Ștefan aici. Auziți cum vorbește el? Dar patriarhii, el vede patriarhi, deși au fost niște criminali, însă pentru că s-au pocăit, au fost promovați să fie patriarhi. Dacă mă pocăiesc și dacă te pocăiești, vei fi promovat să rămâi copil binecuvântat al Domnului. Amin? Deci așa îi vede, este adânc cuvântul lui Ștefan. Spune, care pismuiau pe Iosif, patriarhi, au fost persecutori, au fost înșelători. Păcatul lor, invidia. Dar Ștefan, pe lângă faptul că vede că sunt promovați, niște persecutori, vede providența divină. Spune, i-a făcut Dumnezeu să ajungă în Egipt. Te-a făcut Dumnezeu să ajungi aici în seara aceasta, să-ți dai seama împreună cu mine că trebuie să ne pocăim. În Egipt s-a coborât patriarhii, ca să învețe acolo că trebuie să se pocăiască. Vorbeau și nu știau în fața lui Iosif că Iosif îi înțelege. Știi ce vreau să spun în seara aceasta? Indiferent ce gândești tu la adresa mesajului pe care îl rostesc eu acum, prea puțin îmi pasă ce gândești tu, însă vreau să înțelegi că te aude Domnul Iisus Hristos. El citește și gândul. Crezi tu lucrul acesta? No, de aceea trebuie pocăință. Deci, patriarhii, persecuția, providența și prezența divină. Dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu este cu noi. El nu-și părăsește poporul. Dacă ți-a activat conștiința și memoria, a făcut-o pentru ca tu și cu mine să ne pocăim cu adevărat. Și din păcătoși vom fi promovați în copii ai lui Dumnezeu. Poate nu patriarhi, dar copii ai Domnului. Și mă rog Domnului, așa să se întâmple cu noi, cu fiecare. Amin.